Salutare la toți, sunteți pe canalul Alexune TV și azi o să ne tundem. Mă duc să lui pe Alex de la grădiniță, după care ne ducem să ne frezăm. Să ne frezăm, să ne tundem. Primul o să fie Alex, după care eu. Pentru că dacă o să fiu eu primul, Alex o să plictisească și o să adorme. Așa ne ducem întâi el să frezeze, urmă eu. Alex, salut! Salut! Asta ne ducem? Unde ne ducem? Nu știu. Gândește-te? Aici... La supermarket. Nu, la supermarket. Ceva legat de păr. La frățării. Da. Hai, Alex, cu căciula ta. E super căciula lui Alex. Hai, tu știi unde, hai. Unde e frizeria noastră, Alex? Unde e frizeria noastră? Unde e frizeria noastră? Aici e frizeria noastră. Aici. Nu vrei. Eu am să fac atent. Vini? Uite așa. Vezi? Nu-ți fac. Uite, vezi cum fac. Ia. Aha, îți place? Măi, măi. De ce jucăți vreți? Vrei să mai mutăresc ca tine? Tanchirin așa puțin. Se amuză de Alex. Scrieți în comentarii dacă vă place așa. Să-l lăsăm așa. Alex, îți place așa? Îți place așa sau îți frizezi? Sau așa îți place? Îmi blau înainte. Vrei așa? Vrei așa, Alex? Nu? Da, așa, ca crocodilul. Uuuu. Așa. Îți place așa? Nu? Nu îți place așa? Da, așa. Așa îți place, Alex? Parcă este de film care e. Câte posibilități are Alex, așa? Hai, ne pucăm de lucru? Nu, Alex, să somn puțin. Alex și-a stricat frezura, am venit acasă și-a stricat. Tanti așa mult s-a chinuit să-ți o facă. Și tu uite cum te-ai zburlit. Hai, lasă, acum și o să facem băițe. Alex, azi pentru prima dată o să vadă cum zboară Ri. Ri? Ri! Zbori? Vrei să zbori puțin? Bățelu, hai vină cu aici. Hai vină cu aici. Dar trebuie să facem liniște, Alex, că el steme. Hai, vin încoace, băițele. Așa. Hai, vin încoace, băițelul. Băițelul. Vezi că zboară, Alex?
Ai văzut că zboară? Da, eu. Dar nu, el se teme, nu poți să-l iei mânuță, el se teme. Dar eu vreau să arunc de asta. Nu se poate să arunc, că el se teme. Dacă se sperie, el pe urmă nu se mai joace cu noi. Dar cum să o luăm? Nu, el pe urmă singur, el așa stă. Zboară vreo jumătate de oră, noi lăsăm căsuța deschisă și el intră singur în căsuță. Noi deja am încercat. Nu știu cam când o să intre el, adică îl lăsăm. Putem să-l luăm, da? Nu cred că. El de-abia acum a ieșit. El de-abia acum a ieșit, așa că o să zboare încă puțin și pe urmă o să intre în căsuță. Scriți în comentarii dacă vă place papagalul lui Alex și, bineînțeles, frezura lui. Și noi ne revedem cu voi în video următor. Pa, pa! Pa, pa.